Cu emoție, bucurie și încredere, așa au pășit preșcolarii și elevii Colegiului Național Decebal din Deva în noul an școlar. De data aceasta însă, pe lângă părinți și bunici, și dascării au avut parcă mai multe emoții, având în vedere toate reglementările și modificările aduse legii educației. Dar până vor fi aplicate și deslușite toate acestea, entuziasmul sincer al micuților ce au pășit pentru prima dată pe poarta unității de învățământ, dar și bucuria revederii pentru cei mai mari dintre elevi, nu pot fi umbrite de nicio schimbare. Au fost așteptați în curtea colegiului de către cadrele didactice, reprezentanții autorităților locale și județene, dar și de către directorul școlii. Pășim în noul an școlar, pe care ni-l dorim cu toții mai bun, cu multe realizări frumoase, cu credință și cu speranță. Este un an școlar cheie, în care se anunță modificări majore atât în structura cât și în substanțialitatea lui. Niciodată, poate, începerea anului școlar nu a fost atât de intens urmărită, mediatizată, așteptată. Știm cu toții că, de fapt, întâmpinăm o nouă provocare în școala românească. Ne vom confrunta cu situații inedite, a căror rezolvare necesită eficiență maximă la nivelul actului managerial, al întregului context didactic și, nu în ultimul rând, necesită susținerea dumneavoastră a părinților. Dragi elevi, sperăm că perioada pe care o petreceți pe băncile acestei școli, de o seculară vechime și de o bogată tradiție, să fie anii formării dumneavoastră ca oameni și ca viitor specialiști în diverse domenii. Iată-ne la începutul unui nou an școlar. Sper din suflet că ați avut o vacanță odihnitoare și acum țin să le adresez un mesaj celor de clasa a 5-a și de clasa a 9-a. Mult, mult succes în noul capitol al vieții, iar mai departe doresc multă baftă întregului colectiv de elevi în noul an școlar. Și elevul de aur al Colegiului Național Decebal, medaliat la Olimpiada Internațională de Științele Pământului, Dragoș Coadă, un exemplu demn de urmat pentru mulți dintre elevi, a adresat câteva cuvinte sincere celor prezenți. Aș dori să vă transmit una dintre cele mai importante învățături pe care le-am tras, și anume să nu luăm totul de-a gata cum ni se dă, să avem o gândire critică. De exemplu, când învățăm o teoremă la matematică, nu e de ajuns să o știm, trebuie să știi gândim ca să știm cum să o aplicăm. De aceea vă spun, folosiți-vă capul, nu luați totul de-a gata. Are poporul român o vorbă foarte potrivită în contextul acesta: Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Mulțumesc! Școala necesită implicarea activă a tuturor factorilor educaționali, respectiv profesori, elevi, părinți, dar și a instituțiilor din județ, a comunităților locale, cea care deja contribuie la susținerea procesului educațional. Fiecare verigă a parteneriatului comunitate-părinți, cadre didactice, este extrem de importantă pentru elevi, inclusiv de la Decebal, care este una dintre școlile ce promovează educația autentică și performantă. În noul an școlar, să fim sănătoși.